M-ați plâns la poliție că cineva v-a înjurat pe Facebook. În mod extraordinar, poliția a reacționat. Da, eu m-am plâns la noi la poliție, la inspectorul de poliție Cahul. Dar știți ce s-a întâmplat cam mira perioada... Electorală. Nu. Ai încoace, ceva în perioada lui de atâta. Eu am făcut un comentariu la general, la un articol al lui Chicu, dacă nu greșesc. Și am făcut așa, doar eu v-am trimis dumneavoastră, eu v-am spus că dacă n-am avut internet acasă, s-au adunat acum cam toate, să vi le spun într-un scurt timp. Deci am scris doar două propoziții la general și n-am făcut nimic ofensator, fi chiar și la a doua zi sau chiar atunci văd de la Polina Ungureanu scrie debilul învață să scrie un mesaj în primul rând împreună scris, al doilea împreună, cine ești ti fără tu, ti cu ză și clasii, te mai pui tu cu domn Dodon să-l discuți. Eu când am citit și să vedeți că eu mai scris cunoștințele mele de la Italia, cunoștințe am colegi de-ale mele de facultate în Grecia, în Spania, n-am înțeles. Știți, chiar m-a șocat acest fapt. Da, într-adevăr, am scanat, mi-a arătat cineva cum să găsesc, este persoana din Bălți. Am depus plângerea și la inspectorul de poliție Cahul, dar și la Bălți. Când de la Bălți am primit un răspuns, precum că această doamnă nu este originară din Bălți, dar este din Rășcani. A fost expediat materialul meu la Rășcani și deci s-a stabilit că această doamnă este din satul Braniște și recent am primit un răspuns, confirmare, precum că în urma examinării plângerii mele din data de 6 decembrie, această persoană a recunoscut și a fost amendată cu 9 unități contravenționale. 9 ori 5, 400 de lei, nu? 450 scris aici, ce 450 constituie de lei. 450. Deci eu v-am expediat dumneavoastră și copia, adică v-am expediat și răspunsul la materialul meu și pentru că vă zic, eu chiar făcesc public, pentru că nu e normal. Deci eu am făcut la general, absolut la general. Nu am ofensat pe nimeni, dar să-și permită să mă numească așa. Dar păi ce-i ofensator în faptul că folosești, invoci o suferință psihică, nu? Că debilismul e o boală psihică. E o chestie doar imorală să folosești asta ca înjurătură. Dar altfel, sau dumneavoastră v-ați simțit ofensată că... Evident, dar cum se numește așa cetățeanul? Eu niciodată n-am numit și public, vă dați seama, cum așa? Practic nu am vorbit despre dumneaei, nici nu o cunosc, nici... Bine, ai o reacție, dar redă reacția în alt mod. Dar văd că chiar ea scrie greșit și le reproșează altora că scrie greșit. Cam Păi da, eu vă zic. iresponsabil. Eu vă Și e zic. ciudat că prima dată aud ca cineva să fie amendat în Republica Moldova pentru mesaje pe Facebook. Sau n-am mai auzit de mult. Păi Și uitați-vă! v-ați plâns pe e-mail, cumva electronic, sau chiar ați trimis scrisoare la Bălți, la Cahul? Dar uitați-vă, ți-am trimis, tu am A, trimis în... recomandat. Asta e dovadă că e scrisoare recomandată. Da. Ai, fluturaș de cel roz. Da. Și răspunsul am de la Rușcani. Și acum am să fac solicitare să-mi dea copii de pe materiale. Dar însă și-am vorbit cu angajatul care a examinat plângerea, pentru că este aici consemnat un număr de telefon și dumnealui spune, deci că da, am găsit persoana, ea recunoaște, însă și ea recunoaște că a scris așa. Eu nu pot, pentru mine da, a fost afirmator, pentru că eu niciodată, nimănui, nu ne-am permis să numesc așa cetățenii, cu atât mai multă persoană străină. Deci iată de ce e necesar să avem numele real afișat pe Facebook ca să răspundem pentru ceea ce scriem, ceea ce comentăm. Să nu credem că dacă ne ascundem după un pseudonim putem să înjurăm oameni, să amenințăm sau, eu știu, insultăm.
Bun. Oare nu știți, a contestat amenda asta sau o să o plătească? Cred că dacă Nu o cred, plătești pentru că două de ori, plătește jumătate. deci persoana care a examinat, deci Olei Neacă Ruslan, am vorbit cu dumneavoastră la telefon și zice că dumneavoastră nu are nimic împotrivă. A zis că achită pentru că se consideră vinovată, că ea recunoaște că a scris. Și până în ziua de astăzi aceasta nu este ștersă încă de pe Facebook. Păi dumneavoastră puteți ștergeți, îmi pare că nu. Dar nu Unde știu, e eu publicat? știu. E pe profilul dumneavoastră publicat sau în altă parte? E profilul meu, dar ca la gine, nu e în privat. De acord, dar dumneavoastră puteți ștergeți comentariul ăsta. Poate Al și ei? ea. Poate Al ca... ei? Dacă e la profilul dumneavoastră, da, puteți ștergeți un comentariu sub comentariul dumneavoastră. Nu eu încă sunt novicioc în Facebook. Am înțeles, da. Dar și ea poate să-l revizuiască, poate să-l editeze, poate să-l șteargă. E ciudat, într-adevăr, că și-a recunoscut și vina și probabil a plătit și amenda. Bravo! Sper că a fost o lecție de învățat. Scumpă sau... Na, nu foarte scumpă, dar pentru fiecare comentariu îți dai vreo 225 de lei. Bun. Și probabil a luat și amenda minimă dacă și-a recunoscut vina. Așa, din câte am înțeles, polițistul așa a spus. Pentru că pentru mine asta e într-adevăr ofensator. Eu mai mult nu vreau să vorbesc. De acord. Bun. Mulțumesc pentru mărturie și țineți-vă tare. Deci contăm pe poliție chiar dacă suntem amenințați sau ne se încalcă drepturile pe Facebook. S-ar părea realitate virtuală, dar iată răspunderea e reală, contravențională, conform legilor din Moldova. Deam, dacă ești de psihotare, nu știu căror legi te supui. Dar se poate scris plângere la Facebook. Din bățătură o să-i fie. Am înțeles. Mulțumesc. Seară bună. Okay.